Bună ziua, bine ați venit la Ora de Risc. Discutăm despre asigurări, ca de obicei. Astăzi avem un bilanț în cifre, dar și în fapte al anului 2012, industria de asigurări. O să vedeți, privim lucrurile de la nivel macroeconomic, sigur, pentru industrie, dar vom intra poate un pic și în detaliile care vă interesează pe dumneavoastră consumatorii legate de această industrie. Invitații emisiunii de astăzi sunt doamna Florentina Almăjanu, director general UNSAR. Bună ziua, doamna Almăjanu, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Colegii mei alături de noi, Alex Roșca, redactor șef revista Prima Asigurări și Pensii. Bună ziua, Alex! Bună ziua! Și Mihai Crăcea, editor la publicațiile Prim. Bună ziua, Mihai, ca de obicei. Te rog, Alex Roșca, să faci o scurtă introducere în această temă, să ne prezinți cifrele mari despre care discutăm astăzi. Sigur că da, ne bucură să facem această introducere, întrucât după mai mulți ani piața este pentru prima oară când a consemnat o creștere. Poate că discutăm într-un mod mult prea optimist de o creștere, haideți mai degrabă să-i spunem o stabilizare. Piața a crescut în monedă europeană cu aproape 2% în anul care s-a încheiat, atingând un nivel care ne face să sperăm că în acest an se va depăși pragul de 2 miliarde de euro. Practic în 2012 piața a încheiat anul cu un volum al subscrierilor de 1,9 miliarde de euro. Da, foarte aproape de 2 miliarde, dar o să ajungem, cum spuneai, probabil anul acesta, sau sperăm să ajungem. Florentina Almăjanu, reprezentați Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Cum vedeți acest bilanț al anului 2012 din punctul de vedere al societăților care compun Uniunea? Societățile membre UNSAR care dețin circa 93% din piața de asigurări se încadrează și ele în același trend, hai să-i spunem pozitiv, ușor optimist, de creștere a volumului de prime brute subscrise pe ambele mari clase de asigurări, non-life, și adică asigurări generale și asigurări de viață. Dar aș vrea să specific că această creștere este în termeni nominali. Așa cum a spus și Alex, piața arată că se începe să se dezmorțească, începe să se stabilizeze după câțiva ani buni din 2008, de la lansarea crizei economice în lume. Criză resimțită foarte tare în piața de asigurări din România. Da, așadar avem o notă de optimism, nu, care vine dinspre UNSAR, cât și dinspre întreaga piață. Avem, Florentina Almăjanu, și niște schimbări vis-a-vis de piața din anul 2012. Aici mă refer la clasele de asigurări. În continuare domină, nu știm bine, asigurările auto. Asigurările auto, bineînțeles. Și probabil că vom mai avea o bună perioadă, lucrurile se vor întâmpla la fel, dar la finețe, la nuanțe, s-au mai întâmplat totuși niște tendințe noi? Avem de-a face și cu noi tendințe? Deci modificări spectaculoase în ceea ce privește clasele de asigurări, tipurile de asigurări vândute și căutate pe piața din România, modificări spectaculoase nu s-au înregistrat în 2012. Pot doar să spun că polițele casco au înregistrat chiar o ușoară scădere. Un trend similar, la fel ca anul trecut, polițele RCA, deci am stat tot cam pe acolo. Ce aș putea să spun, în schimb, în 2012, ce s-a întâmplat vis-a-vis de 2011, sunt polițele de asigurări de locuințe. Au scăzut, din păcate. Motivele le știm cu toții, nu? Au scăzut. Da, se poate spune că le știm, se poate spune că nu le știm. Sau, mă rog, după analiză. Eu o discuție, poate această incoerență legislativă sau neînțelegerea situației de către consumatori, sau corectați-mă dacă zic bine. Incoerența legislativă se simte la nivelul societăților de asigurare și, bineînțeles, că se repercutează asupra consumatorului final. Deci în numărul de polițe se vede substanțial, pentru că s-a analizat o scădere de 20% în numărul de polițe.
Aș putea spune că neexistând o presiune în ceea ce privește controlul asigurării obligatorii de locuință, o presiune din partea organismelor care trebuie să controleze această poliță la consumatorul final, la proprietarii de locuințe, pe măsură și proprietarii, comportamentul proprietarilor de locuințe... Fiind mai lejer, să-l spunem așa, nu? Da, a fost mai lejer. Nu și-au mai reînnoit polițele obligatorii, înțelegem, da. Presiunea ar trebui să vină dinspre primării, înțelegem, dinspre consiliile locale, ei parcă ei ar trebui să fie... Ei trebuie să aplice prevederile legii 260 A fost și un an electoral, normal că nu s-a aplicat, sigur, acesta e comentariul meu. Alex Roșca, te rog. Aici aș dori să intervin un pic. Sigur, unele consilii locale, unele primării au transmis deja notificări odată cu solicitarea de plata impozitelor în ceea ce privește obligativitatea încheierii asigurării obligatorii. Sigur, nu știm, noi avem un exemplu, l-am și publicat la noi pe site, pe unasig.ro, primăria sectorului 4 a trimis către toți cetățenii de acolo, din sectorul 4, astfel de notificări. Nu avem semnale cum că s-ar aplica și amenzi deocamdată. Deci sunt niște pași pe care îi fac și administrațiile locale, dar, nu? Dar dincolo de acești pași, cred că cel mai mult contează incoerența de care aminteați mai devreme, faptul că ba era obligatorie, ba nu era obligatorie, ba trebuia să închei o asigurare la PAID, ba era suficient o asigurare facultativă. Și oamenii n-au prea mai înțeles. Exact, aceasta suprapusă și aici eu îmi permit dintr-o poziție în afara UNSAR și neutră, ca să spun așa, jurnalistic vorbind, a contribuit semnificativ și atitudinea companiilor din piață, care au canibalizat produsul PAID, au oferit produse similare de asigurări facultative la prețuri similare, și de aici a ieșit toată această poveste. Da. Eu aș avea o remarcă la ce a spus Alex Roșca. Alex, da, deci produsul a rămas în continuare obligatoriu de-a lungul anilor de la apariția legii și de la apariția PAID. Deci obligativitatea pentru proprietarii de locuințe există în continuare, ceea ce pot ei să facă, o perioadă au putut, o perioadă n-au putut, o perioadă pot din nou, pot să-și acopere riscurile catastrofare care sunt obligatorii prin legea 260 printr-o poliță facultativă care să acopere aceste riscuri și să acopere suma asigurată prevăzută în legislație. Bun, poate o ultimă întrebare vis-a-vis de această temă v-a jucat Florentin Almăjeanu. Credeți că anul acesta va aduce mai multă ordine, mai multă stabilitate, eventual și o creștere în această piață a asigurărilor obligatorii? Sigur, până la urmă trebuie să adunăm și cum spuneați, cu asigurările facultative, pentru că dacă avem o creștere în zona asigurărilor facultative, înțelegem cum se poate compensa prin acea scădere a obligativității, deși ea rămâne valabilă, așa cum spuneați. Deci ce va fi anul acesta? Avem o estimare? Sau o estimare la cifre e greu de făcut, dar noi ca și asociație ducem diligențele necesare să se normalizeze legislația, să rămână constantă și să se soluționeze în favoarea clientului. Deci susținem o propunere de modificare legislativă, dar următorii pași poate altă dată, nu acum. Da, îi discutăm când vor fi mai aproape de, să spunem, de momentul aplicărilor, de acord. Avem o schimbare, Alex Roșca, în topul companiilor, înțelegem? Sigur, discutând despre top și aici vorbind despre datele pe care le-am primit noi de la companiile de asigurare, pe totalul subscriilor, adică cumulat asigurări generale și asigurări de viață, nu au existat modificări semnificative dacă ne raportăm la topul anului 2011. Practic Astra rămâne lider de piață, așa cum era și la finalul anului 2011, urmată de OmniAsig și Allianz Siriac. Este foarte adevărat, pe parcursul acestui an, pe fracțiuni, pe trimestre, a fost o rocadă între Astra și OmniAsig. Ele au fost foarte, foarte apropiate în
al treilea trimestru, deci după 9 luni ale anului trecut, era un clasament de fotogramă, am spus noi, la vremea respectivă. Ca la atletism, la fotografie, nu de finish. Așa exact. Și înțelegem că Astra a terminat pe primul loc. Astra a încheiat pe primul loc, urmată de Omnisig la o diferență de circa 2 puncte cotă de piață, ca să spunem așa. Bun, deci avem un lider, e același ca și cel din anul 2011. N-aș comenta mai mult de atât. L-aș ruga pe Mihai Crăcea să ne spună cum a fost anul din punctul de vedere al daunelor. Am discutat mult și despre acest aspect în emisiunile pe care le-am avut împreună. Voi fi nevoit să vin cu veștile proaste, ca să spun așa. Ți-am dat tema cea mai grea, Mihai. Da. Chiar azi a făcut Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Publice niște date referitoare la daunele plătite în 2012. Acestea au avut o valoare totală de circa 5,2 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat practic o creștere de peste 6% față de anul 2011. Deci, din păcate, daunele au continuat să crească, companiile, deși multe dintre ele s-au adaptat la acest mediu, să spunem, în care despăgubirile erau destul de ridicate, rezultatele încă se lasă așteptate. Așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem primul an în care piața de asigurări va termina pe plus, pe profit, pe ansamblu ei. Cred că intrăm în al șaptelea an cu rezultat negativ al pieței. Șaptelea an consecutiv. Da. Ceea ce ridică niște semne de întrebare din punct de vedere al companiilor, pentru că practic ei sunt obligați să facă profit. Ei au acționari în spate, ei trebuie să-și adapteze politicile. Da, dacă ne putem consola cu ceva, așa stau lucrurile în anul 2012 și în sistemul bancar. Am văzut că și băncile sunt pe minus, vorbim de per total piață, dar sigur că e o temă de discuție. Credeți că se va încheia anul 2013, Florentin Almăjanu, pe plus? Vorbim per total piață, evident. Ce înseamnă pe plus, ca un rezultat pozitiv net al pieței? Da. Nu sunt nici optimistă, dar nu pot să fac prognoze. De deci, din punctul ăsta de vedere, depinde ce strategii și-au ales companiile de asigurări și nu fac prognoze, chiar dacă nu sunt o persoană extrem de optimistă. Dar să spunem că totuși 2012 a adus profit pentru unele companii, nu? Deci unele companii chiar din USAR au reușit sau încă avem rezultatele financiare? Nu am rezultatele financiare. Rezultatele financiare sunt la sfârșit de aprilie, după comunicarea rezultatelor auditate. Deci n-aș putea spune. Deci această estimare de rezultat negativ a pieței este doar pe baza cifrelor neauditate comunicate la trimestrul 4-2012. Da, vă reamintesc, suntem la emisiunea Profit, la emisiunea Ora de Risc, îmi cer scuze, iată, discutăm despre industria asigurărilor, facem o radiografie a situației din anul 2012. Invitații emisiunii sunt doamna Florentina Almăjanu, director general UNSAR, și colegii mei de la Exprim, Alex Roșca, redactor șef, revista Prima Asigurări și Pensii, și Mihai Crăcea, editor la publicațiile Prim. Rămăsese Mihai Crăcea la daune, spuneam că ție ți-am dat pe tavă cel mai delicat. E adevărat. Au crescut daunele în anumite zone sau anumite clase de asigurări sau pe anumite zone? Sunt niște creșteri? Cred avem și o astfel de statistică? Daunele au crescut unitar, pentru că dacă ne uităm puțin la structura daunelor plătite, 4,4 miliarde de lei au fost daunele plătite pe asigurări generale, restul fiind pe asigurări de viață. Acestea au crescut, pe asigurări generale mă refer, au crescut cu 6,22%. În același timp, ele cam cu același procent au crescut și pe asigurări de viață, chiar dacă au o pondere mai mică. Deci, într-adevăr, rata combinată s-a menținut și în 2012 la un nivel de peste 100%. Au existat, evident, în piață companii, ca întotdeauna de altfel, care au făcut profit și companii care au înregistrat pierderi. Din păcate, însă, rezultatul agregat al pieței este pe minus. E pe minus, cum spuneam. Florentina Almăjanu, să ne întoarcem la
Hai să spunem, v-aș întreba cum vedeți începutul acestui an, care sunt soluțiile adoptate de piață în general, de legiuitori, dacă ele există, la ce vă așteptați anul acesta, care vor fi sursele de creștere, dacă ele există, evident, sunt niște, să spunem, clase de asigurări care vor fi favorite pentru consumatorii români? Nu cred în clase favorite. Ne așteptăm, sinceră să fiu, la o revigorare a asigurărilor de sănătate, dar asta numai în măsura în care legislativul adoptă niște modificări în sensul de a acorda deductibilitate totală pentru asigurările facultative de sănătate, proiect pe care noi încercăm să-l promovăm de circa un an și jumătate, de când se tot discută despre reforma în sistemul de sănătate. Și susținem cu tărie că o deductibilitate totală a asigurărilor facultative de sănătate ar aduce un plus nu numai companiilor de asigurare, ci și ar ajuta, e adevărat, probabil într-o foarte mică măsură, această reformă în domeniul sanitar. Se vorbește în continuare despre o modificare a legislației pe malpraxis. Ministrul Sănătății a declarat că vrea să modifice această legislație și măsura în care această legislație va fi modificată corespunzător cu, hai să spunem, principiile asigurărilor în care noi ne încadrăm. Deci poate să existe o revigorare a acestor tipuri de asigurări profesionale adresate sistemului sanitar. Ce aș mai putea să spun, că tot am amintit de asigurările de locuințe, în măsura în care legislația se stabilizează, putem asista și aici la o revigorare a acestei clase de asigurări pentru asigurările de locuințe și poate și o conștientizare a publicului larg că trebuie să-și facă o asigurare pentru proprietatea pe care o are. Da, așadar avem, iată, o serie întreagă de teme care probabil că vor transcede sau vor trece prin acest an și le vom discuta. Așa cum spuneați, depinde și de legislativ și de guvern care va implementa o reformă sau alta. M-aș întoarce un pic, Alex Roșca, la, hai să spunem, la datele pe care le avem 2012 și la realitatea începutului de an 2013. S-a discutat mult în 2012, am făcut-o și noi aici la această emisiune, legat de, hai să spunem, războiul prețurilor din zona RCA. Cum a început acest an vis-a-vis de tarifele RCA? Trebuie să mai adaug un lucru. Am ascultat ieri, interesant, o interpelare, întâmplător am ascultat o interpelare din Parlament, o doamnă senator, care vorbea despre faptul că, iată, există o creștere a tarifelor la poliță RCA și că trebuie să cerea CSA să verifice ce se întâmplă cu acest lucru. Nu știu în ce măsură doamna senator avea informații sau avea pur și simplu niște o perspectivă foarte punctuală. Sigur, aici, din informațiile pe care noi le avem, tarifele aproape că sunt undeva similare cu cele de anul trecut. Există posibilitatea, în funcție de profilul de risc al fiecărui șofer, ca tarifele să se majoreze sau să se diminueze după caz. Și aici, poate, din partea UNSAR, avem informații un pic mai detaliate. Un scurt comentariu apropo de ce se întâmplă pe RCA, de războiul prețurilor. Deja una dintre companii a anunțat că mizează mai puțin pe dezvoltarea pe RCA. Practic vom asista și la nivel declarativ la un lucru deja declarat de mai multă vreme de câțiva jucători din piață și văzut sau identificat prin prisma politicilor tarifare, anume de a-și diminua ponderea RCA în portofoliul de subscrieri. Asta va fi una dintre realitățile acestui an. O retragere controlată prin intermediul tarifelor. Ce aș vrea eu să... Vă rog să mai adăugați, să mai aceste ce aș vrea să comentez, deci strict uitându-mă pe cifre, din punctul meu de vedere, prețurile la RCA nu sunt aliniate cu nivelul riscurilor, deci prețurile ar trebui să fie aliniate cu riscurile
pe care societățile le subscriu, deci o ușoară creștere, ușoară între ghilimele, s-ar vedea necesară. Știu, nu este pentru client foarte, foarte încurajator acest lucru, dar în măsura în care se întâmplă o daună, poate să constituie un avantaj. Deci prețul pe polițele RCA ar trebui să crească. Mai avem o problemă cu care ne confruntăm în piață și care ar trebui să conducă la această creștere, și anume creșterea daunalității pe indemnizațiile plătite pentru daune morale, vătămări corporale și daune morale, care au crescut exponențial în ultimii ani, ceea ce clar se vede în prețul final al asigurării. Mai există de asemenea sistemul bonus-malus, care este după 2 ani de aplicare și care începe să-și facă oarecum simțită prezența. Deci comportamentul șoferului în trafic este important la prețul final. Din calculele care se fac pe segmente, s-a exclus acel factor de gen, adică pentru un bărbat sau pentru o femeie prețurile trebuie să fie similare. E, până la urmă, o tendință europeană, ceea ce ne spuneți. Este asta, o tendință, da? Da, este o hotărâre a Curții de Justiție Europene, în care prețurile trebuie să nu mai facă diferență pe genul persoanei. Da, pentru că nu mai avem foarte mult timp din emisiunea noastră, aș vrea să vă întreb, doamna Florentina Almăjanu, ce proiecte viitoare are UNSAR? Ne-a spus un pic mai devreme despre faptul că discutați cu autoritățile, hai să spunem, legat de reforma în sănătate și de asigurările de sănătate, dacă mai sunt și alte lucruri care sunt pe agenda Uniunii pe care o conduceți. Păi, discutăm despre decubitatea totală al asigurărilor de sănătate, discutăm despre modificarea legislației în ceea ce privește asigurările obligatorii de locuințe. Modificări din acestea legislative, funcție de ce își mai dorește și reglementatorul pieței. Acum, totuși ne vom axa, vom continua să ne uităm la informații privind creșterea nivelului educațional al consumatorului. Deci acesta este un alt, hai să zicem, proiect continuu al asociației. E un punct interesant și chiar vreau să vă rog să mergem în continuare acestei discuții cu această temă. Vreau să-l întreb pe Mihai Crăcea dacă are o percepție, sigur, din poziția de jurnalist, studiile de piață pe care le-au făcut împreună la echipa de la Exprim, vis-a-vis de ce perspective mai are în acest moment publicul față de industria de asigurări, față de companii, față de produsele de asigurări. În ultimii ani s-au derulat tot felul de campanii de informare, s-a pus foarte mare accent pe această componentă. Cred că acesta a avut și un efect asupra rezultatelor pe care le-am văzut anul trecut. Ca să subliniez un pic sau să exemplific ceea ce am spus mai devreme, să ne uităm la evoluția asigurărilor de viață. Poate multă lume nu a sesizat, dar au cunoscut o ușoară creștere, ce-i drept destul de modestă, de circa 3%, însă trebuie să privim cadrul larg și să știm că, în general, asigurările de viață au fost strâns legate de împrumuturile bancare. Precum știm, împrumuturile bancare au scăzut în ultima vreme, deci oamenii nu au mai fost obligați să-și facă polițe de asigurări de viață și chiar și în aceste condiții, subscrierile au crescut, ceea ce e un lucru îmbucurător și arată că oamenii încep să simtă nevoia unei asigurări de viață, înțeleg mai bine ce reprezintă și poate încet, încet ne vom alinia și noi țărilor mai dezvoltate din punctul ăsta de vedere, unde deja asigurările de viață ajung la aproape 50% din piață sau poate chiar depășesc. Deci acesta cred că e unul dintre cele mai elocvente exemple pe care îl pot da referitor la percepția oamenilor despre asigurări. Da, aveți, Alex Roșca, în acest an intenția de a derula în continuare o serie de campanii de informare sau de educare a publicului, de ce nu împreună cu colegii de la UNSAR, care, iată, Florentina Almăjanu este aici la noi în studio,
Sigur că da, și în acest an se vor derula campanii. Din câte cunosc, avem cel puțin patru în... În pregătire. Vor urma pe punctele sensibile, de la asigurări de sănătate, asigurări de viață, și vor continua și în acest an. Cum priviți, doamna Florentina Almăjeanu, această temă și dacă aveți cumva niște, eu știu, cifre, niște date, niște studii care să arate și evoluția în timp a percepției publicului asupra industriei? Există progrese în acest sens, nu? Fără îndoială. Nu avem niște studii pe care le-am realizat noi ca și asociație. Știu că sunt entități separate care fac din când în când asemenea studii. Percepția publicului vis-a-vis de asigurări este, aș putea să o încadrez pe o sinusoidă. Uneori are cât un vârf, uneori are cât un minus destul de mare, ni se pare nouă, dar este în linie și cu evoluția economică, deci funcție de ce îi intră consumatorului final în buzunar, deci vorbesc de persoanele fizice. În ceea ce privește persoanele juridice care, mă rog, funcție de activitatea pe care o desfășoară, trebuie să-și cumpere anumite tipuri de asigurări, da, și ea evoluează funcție de activitatea pe care o au, căci dacă au înregistrat o creștere a business-ului, atunci și se vede și în nivelul de asigurări cumpărate, în paleta mai largă de tipuri de asigurări, în primele brute subscrise, în riscurile acoperite pe care și le permit să și le cumpere. Ce aș mai remarca apropo de acest lucru, uitându-mă un pic pe cifrele anului 2012, este chiar o scădere la asigurări de incendiu și calamități naturale, ceea ce îmi justifică afirmația dinainte că persoanele juridice se uită la riscul și la cumpărarea de asigurări în funcție de cum este evoluția business-ului propriu. Da. Și înțelegem că anul 2012 a fost pentru multe companii un an mai greu, sau destul de greu, să spunem. Știm acest lucru. Mihai Crecea, vrei să adaugi? Da, vreau să adaug că anul trecut sau în ultimii 2 ani, să spun, s-a simțit tot mai mult implicarea jucătorilor din piață. Mă refer aici și la asociații profesionale și la entități private, la companii și la supraveghere, în sensul informării populației. Spre deosebire de perioada dinainte de criză, când piața mergea de la sine, pentru că aveam creditare, aveam leasing, aveam piața imobiliară dezvoltată, acum au trebuit să învețe clienții. Atunci, de bine de rău, dacă vroiau, își făceau asigurare, dacă nu, nu. Adică își făceau în funcțiile de nevoile pe care le aveau, de achizițiile pe care urmau să le facă. Acum, în schimb, lucrurile s-au schimbat. Da, mulțumesc. O scurtă concluzie, Florentina Almăjeanu. Aș mai vrea să adaug ceva în continuare la ce a zis Mihai. Și transparența, hai să-i spunem așa, un termen destul de prețios, dar transparența în ceea ce privește oferirea de informații din partea asigurătorilor este mai mare. Și deschiderea de a avea un dialog cu potențialul client este mai mare. Deci se schimbă ușor numai comportamentul consumatorului, se schimbă ușor și comportamentul asigurătorului. Am înțeles. Să rămânem pe această concluzie. Le mulțumesc că au fost alături de mine Florentina Almăjean, director general UNSAR, Alex Roșca, redactor șef, revista Prima Asigurări și Pensii, și Mihai Crecea, editor la publicațiile Prim. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun, ca de obicei, rămâneți pe RFI România. Urmează știrile orei 2. Emisiunea v-a fost oferită de BCR Asigurări de Viață și portalul casco-ieftin.ro.